Da, prieteni, am revenit. Suntem alături de domnul Valentin Roman, președinte Asociației Vatra Daciei. Să continuăm să vorbim despre preoți. Foarte interesant ce ne-a spus. Haideți să vă dau un exemplu de măsura importanței lor. Imperiul Roman este recunoscut drept o civilizație extrem de tolerantă cu religiile din teritoriile cucerite. Da. În Dacia nu s-a întâmplat asta. Primul lucru pe care ei l-au făcut după ce au învins din punct de vedere militar pe Dacia a fost să extermine fizic elita, casta preoților. De ce? Pentru că romanii erau conștienți de faptul că dacii sunt un popor extrem de religios care ar răspunde oricând chemării la răscoală și nesupunere venit din partea preoților lor, care erau recunoscuți drept liderii spirituale ai țării. Și legătura cu divinitatea. Și legătura cu divinitatea. Și atunci au făcut aici ce nu au făcut în nicio altă parte. Deci romanii care nu numai că tolerau religiile altor spații, ba chiar luau în panteonul propriu zei ai altor popoare, aici la noi au distrus efectiv orice urmă de templu și au suprimat fizic preoții. Înseamnă că forța venea de la credința în Dumnezeu. Asta era principala... și legătura erau preoții. Da. Deci cele două elemente ale, din perspectiva mea, cele două elemente care confereau tăria dacilor erau acestea două. Nu neapărat într-o ordine a importanței anume, dar două. Odată, religiozitatea poporului și credința în nemurire și doi, legătura cu pământul. Din ce spuneți dumneavoastră, înseamnă că romanii se temeau foarte tare de daci din moment ce au luat asemenea măsuri. Da, și plus că de fapt s-a și dovedit după că nici măcar măsura asta nu i-a împiedicat pe daci să reacționeze, pentru că deja la 10 ani după cucerirea interiorului Alpilor Carpatic încep revoltele. Adică da. Nici măcar așa n-au putut să-i domine, să-i supună total. Aici a fost un spațiu al fierberii, întotdeauna fierberii sociale, împotriva oricărui tip de invadator. Da, foarte interesant. Și nu au reușit să se impună până la urmă. Poate că ar fi vrut romanii să-și impună partea de religie și în Dacia, n-au reușit absolut deloc. Sau i-a interesat doar partea materială să ei au construit bogății. Aici ar fi o întreagă discuție. Ce pot să vă spun este că romanii au înființat în Dacia romană 11 așezări, populate cu coloniști și oameni aduși din diverse zone ale Imperiului, pe când așezări ale dacilor sunt atestate 100 în interiorul Arcului Carpatic. În nicio așezare ale a dacilor nu a fost găsit vreun templu roman. Da. Interesant. Deci nu și-au însușit religia adusă de romani. Templele găsite în Dacia făcute de romani au fost făcute pentru romani care locuiau în așezările respective. Din ce am citit eu, creștinismul, în momentul în care a venit creștinismul, Dacia, cum spuneam, cum am sugerat, a fost asimilat foarte rapid și îmbrățișat, nu asimilat, a îmbrățișat cu toată dragostea, pe când în Roma știm ce au făcut romanii creștinilor, pentru că i-au aruncat în groapa cu lei sau în arena unde da, de aici lei. Probabil și apropierea noastră ca popor după trecerea la creștinism de ortodoxie, de creștinismul răsărit. Da. Întotdeauna au existat. Ce pot să vă spun este că în primele secole ale creștinismului, până la Marea Schismă, Roma trimitea frecvent în Dacia misionari care încercau să tragă poporul către Roma. Și noi întotdeauna am rămas alături de Bizanț. Deci au existat niște frecușuri și autohtonii n-au uitat niciodată de ceea ce romanii făcuseră câteva sute de ani înainte aici. Da. Și înțeleg că pe tot malul Mării Negre, să spunem așa, a existat totuși o civilizație puternică, geto-dacă, care probabil din cauza Imperiului Roman s-a divizat încet, încet în aceste țărișoare. Dar trebuie să spunem că erau mult mai extinși ca teritoriu geto-dacic. Ca teritoriu, evident, încă există confuzia asta și care se creează în urma afirmației de genul romanii au cucerit Dacia. Romanii au cucerit Dacia lui Decebal. Da. Deci regatul lui Decebal. Regatul lui Decebal nu însemna toată Dacia. Dacă ne gândim la Dacia ca spațiu geografic locuit de daci, da, înseamnă Panonia de azi. Înseamnă Bulgaria până la Balcani. Înseamnă Bucovina. Înseamnă până spre cursul superior al Dunării. Slovacia de astăzi. Deci e un spațiu geografic imens. Evident, ceea ce
a fost un element negativ al istoriei de la vremea respectivă, a fost faptul că dacii nu au fost uniți, din punct de vedere politic. Dacă ar fi fost uniți politic, exceptând perioada lui Burebista, eu înclin să cred că România n-ar fi avut nicio șansă să treacă la nord de Dunăre. Ce a dezbinat? Bine, știți, a fost treaba, treaba asta se întâmpla și în Grecia antică, de pildă. Toți erau elines, dar trăiau în peste 500 de orașe-stat. Fiecare sătuleț cu teritoriul agricol din jur era o țară. Și Sparta se bătea cu Micene, Micene cu Atena, Atena cu Corint, Corintul cu Megara. Ei se uneau doar în cazul unui pericol extern. Se pare că la vremea respectivă nu exista noțiunea de popor. Adică principalul element la care tu aveai apartenență era familia, ca celulă de bază a societății, și tribul, sau neamul. Nu exista noțiunea de popor, micii regișori, chiar și în cazul lumii dacice. Se războiau între ei, diverse interese economice, comerciale, politice. Când venea invadatorul din afară, își dădeau și seama că vorbesc aceeași limbă și au aceeași religie și frați. Burebista a fost un vizionar și a încercat să facă, să creeze un stat unitar dacic, dar după moartea lui s-a văzut din nou. S-a spart regatul în patru, după aia în cinci. Foarte interesant. Dar înțeleg că înainte de Burebista exista o tradiție totuși de unitate a dacilor, a geto-dacilor. Ce s-a întâmplat de la Burebista? Cam de la Burebista înțeleg că au început să apară problemele. Burebista, din sursele pe care le avem la dispoziție, a reușit să unească în aceleași granițe cam pe toți daci, geto-dacii. Pe unii au intrat în structura statală constituită de el de bunăvoie, pe alții i-a atacat. Deci iată că încă de atunci interesele personale în cazul unor mici lideri locali primau. Înțeles. Ei nu vedeau dincolo de ambiția personală și nu înțelegeau faptul că dacă ai face parte dintr-un stat mai mare, da, înseamnă dată putere militară mai mare, înseamnă apoi o putere comercială și economică mai mare. Înainte de Burebista, ca și structuri statale ceva mai extinse, organizate de geto-daci, avem exemplul lui Burebista, care, lui Dromihete, care stăpânește nu doar la nord de Dunăre, ci și la sud. Mormântul său, de pildă, este localizat în Bulgaria de astăzi, la Razgrad. Este născut la noi în Ialomița, Ialomițean, dar îngropat la bulgari. Da, pentru că era un teritoriu vast și erau geto-daci. Dar asta a fost o problemă, lipsa de unitate a fost o problemă și din păcate s-a văzut că atunci când s-au trezit prea târziu. De pildă Carpi și Costoboci, daci rămași liberi în afara granițelor romane după 106, abia atunci realizează că romanii vor merge din ce în ce mai înainte și de-abia atunci încolo încep să opună rezistență, încheie alianțe cu sarmații, cu goții și atacă ei de data asta Imperiul Roman. Trec de la defensivă la ofensivă. Dacă ar fi fost alături lui Decebal cu ceva ani mai devreme? Altfel am fi discutat asta. Exact. Am înțeles. Foarte puține persoane, cred eu, cunosc faptul că dacii, geto-dacii, aveau și temple. Adică au lăsat totuși ceva în urmă. Putem discuta puțin despre templele geto-dacilor? Templele sunt prezente în multe așezări geto-dacice. Cele mai cunoscute sunt cele de la Ulpia Traiana. Avem și la Zagedava în Bacău și cam în orice structură de tip așezare de dimensiuni mai mari din Dacia Antică. Pentru că am întâlnit oameni destul de citiți care au spus, da, ce a rămas de la Daci? Sunt câteva pietre la Sarmii Săgetuza. Deci, aici iată, e ușor de explicat și nu trebuie neapărat să fii, nu știu, foarte citit în domeniul ăsta al religiei la geto-daci ca să-ți dai seama că ceea ce se vede astăzi sunt niște plinte din andezid, în mare parte, ca suport al unor coloane care în general erau construite din lemn. Repet, lemnul era la îndemână ca material de construcție pentru geto-daci, nu piatra. Templele de altfel au fost primele structuri dărâmate de romani. De aici n-au supraviețuit, ci au rămas doar amprentele pe sol. Ce e interesant vis-a-vis de templele din lumea geto-dacă este că ele nu aveau doar rol în religie și ca locație pentru practicarea unor rituale religioase, erau și adevărate laboratoare de știință. Interesant. Se făcea știință. Soarele de andezid, de pildă de la regie, avea și un rol de calendar. De asta spuneam mai devreme când vorbeam de preoți, că ei erau niște oameni care aveau veleități polivalente.
știința și religia la vremea respectivă nu erau disociate foarte mult. Și atunci locurile astea erau extrem de importante pentru ei din două puncte de vedere, și religios și spiritual, dar și științific. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este că știința, practic, avea inspirație divină. Da. Și există, dar mi se pare fantastic. Cercetători moderni, da, și la noi, în România, Poenaru, Samoilă, care spun că aceste structuri arhitectonice aveau rol în determinarea, de pildă, cu exactitate a unor a poziției Pământului în raport cu anumite faze ale Lunii și ale Soarelui pentru a se calcula și a se înțelege diverse fenomene meteorologice. E o chestie foarte complexă acolo ce făceau ei. Da. Și vă pot da exemplu cu calendarul. Calendarul getodacic avea o eroare de o oră și 15 minute la un an, comparativ cu calendarul roman, care avea 6 ore și 48 de minute la un an. Deci, iată, deci că... acum, revenind de unde am plecat la începutul emisiunii, da, care era barbarul și care era superior cultural și... Da, foarte interesant, foarte interesant. Deși erau de, să spunem, inspirație divină și nu existau poate foarte multe explicații științifice, iată că erau superiori pentru că ei știau și matematică și știau, astronomie, da, astrologie, da. Ca să poți măsura... Și atunci, eficient. Eu nu cunosc foarte bine astronomie, dar încerc să-mi explic logica, să poți determina cu precizie un raport între poziția unei planete față de alta, față de soare, față de centrul unei galaxii. Este extrem de dificil. E posibil ca getodacii să fi fost inspirați de o civilizație superioară? Eu personal nu exclud nici varianta contactului între, nu neapărat între getodaci, în general între popoarele evoluate spirituale ale antichității și elemente vizitatoare, să zicem așa. Pentru că sunt, într-adevăr, foarte multe enigme încă neelucidate, chiar și beneficiind de toată puterea asta tehnologică pe care o avem. Și nu numai la getodaci, avem la Nazca, avem o mulțime de locuri misterioase la noi care nu se explică. Da. Și am observat elemente comune, pentru că și în zona Americii de Sud existau elemente foarte clare de astronomie, de astrologie, și măsurau cu destul de mare precizie anii și multe alte elemente de genul acesta. Și atunci întrebarea este cum de comunicau ei atât de bine la distanțe atât de mari, nu cumva există anumite lucruri care s-au pierdut între timp? Pentru că nu aveau telefoane mobile, sigur, mă gândesc. S-au pierdut. Și aici gândiți-vă doar că denumirea de Dark Ages, perioada întunecată dată primelor secole din creștinism, nu este dată într-un mod aiurea. Da. Deci odată cu venirea creștinismului a existat un regres al culturii laice, să spunem așa, până în perioada Renașterii. Mare parte din documentele antichității și cunoștințele antichității au fost pierdute. Lucru care pe noi ne-a tras înapoi. Și au rămas legendele și Atlantida, de pildă, și... Există, este posibil ca spiritualitatea traco-geto, dacă să fie influențat lumea greco-romană? Este foarte sigur, nu foarte posibil, și este simplu. Gândiți-vă că spiritualitatea traco-geto-dacă este una, în primul rând, mai veche în spațiul acesta al Europei, și este normal ca oricine vine nou într-un spațiu să preia de la autohtonul sedentar, pe lângă elemente de cultură materială și elemente de spiritualitate. Și aici sunt o mulțime de exemple. Orfeu, de pildă, cel mai mare artist al antichității, căruia după moarte i s-a dedicat o întreagă galaxie, galaxia Lirei, pentru că era instrumentul său preferat. Este cel care i-a însoțit pe argonauții în expediția lor în căutarea lunii de aur. Era trac. Dionisos era trac. Să nu uităm că reprezentarea lui Orfeu, revenind un pic la Orfeu, că e foarte interesant, mai vechi cu câteva secole bune decât reprezentările cu Iisus Hristos pe cruce, l-avem pe Orfeu reprezentat răstignit. Foarte interesant. Sunt puse... Deci ceva asemănător cu ceea ce a pățit, ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul Iisus, s-a întâmplat cu Orfeu. Să fie o repetare a istoriei sau sunt pur și simplu lucruri separate? Eu, în general, nu prea cred în coincidențe așa foarte multe. Una, două, le acceptăm, dar când sunt foarte multe, deja e... Există teorii care spun că, de pildă, esenienii, grupul în care fusese inițiat și Iisus, aveau legături cu Capnul Bataii din Dacia, preoții.
Cred că comunicau cumva. Sunt în întâlnirile ale marilor preoți ai diverselor culturi la nivel european. Druizii de la Carnobatai de la Daci, care periodic se întâlneau pentru a-și împărtăși cunoștințele. Informația circula și atunci, mai greu față de astăzi, evident, dar circula. Mai ales prin drumurile comerciale. Sunt de acord cu această teorie, pentru că s-au găsit elemente din cultura tracogetodată și în peninsula scandinavă. Deci, da. Iată, și popoarele nordice aveau ceva din ceea ce practicau getodacii, ca și spiritualitate. Da. Ba mai mult se spunea că un mare rege din Scandinavia, nu mai contează din ce țară acum, că probabil erau organizați în triburi, așa cum bine ați spus, a întrebat cum să fac eu să conduc mai bine acest popor. Și s-a spus să te ghidezi după legile lui Deceneu. Lucrarea lui Carlos Lundius. Este vorba de un rege al Suediei care a cerut sfatul ăsta de la consilierul său și a fost... I s-a indicat să facă așa. Păi, de asta vă spun că, având în vedere vechimea atât de mare a unui popor pe aceste meleaguri, este mai mult decât evident că toți care au trecut pe aici au preluat. În epoca migrațiilor, vorbim despre niște popoare care veneau în acest spațiu, având ca singur avut doar ce puteau căra în spatele șeii calului, da. Și dădeau de un popor care era aici de câteva mii de ani, care știa să citească semnele cerului, care știa să construiască locuințe, care știa să facă agricultură, care pe care influența. Chiar dacă poate migratorul, fiind un sălbatic, domina militar pe sedentar, da. La nivel cultural, relația dintre ei sfârșea cu migratorul fiind asimilat de poporul respectiv. Cum s-au perpetuat eventuale obiceiuri sau tradiții din cultura traco-getodacă către zilele noastre sau către alte popoare? Ce ați studiat pe Dacă ne raportăm la spațiul nord-dunărean, este foarte clar că creștinismul a preluat și a acceptat foarte multe elemente ale vechii religii și spiritualități getodace, în primul rând pentru a fi mai ușor să se impună. Da. Și în al doilea rând pentru că erau foarte multe elemente comune. Am dat exemplu mai devreme, Gebeleizi, zeul dacic al tunetului și fulgerului, care a devenit Sfântul Ilie. Cavalerul Trac, da, tânărul semizeu al lumii tracice, devine Sfântul Gheorghe. Sunt reprezentați aproape la fel, călare pe cal cu sulița împungând un animal sălbatic. Apropo de acest lucru, chiar la cetățeni, știți acela? Da, am fost anul trecut. Și ați văzut călărețul? Da. Și exact are o suliță, din câte mi-aduc aminte. Dar deci, pentru că am vorbit mai devreme de influențe, pentru că am vorbit mai devreme de influențe în spiritualitatea ale getodacilor asupra spiritualității greco-romane, puteți merge de pildă la Muzeul de Istorie din Sofia, în curtea lui veți vedea o mulțime de plăci funerare aparținând unor cetățeni de vază romani, pe ele fiind sculptat cavalerul Trac. Da, interesant că, pe de-o parte, romanii au distrus această școală și aceste valori ale preoților daci. Pe de altă parte, au ridicat statui și o întreagă columnă la Roma. Aici misterul rămâne. Probabil că statuile au fost ridicate fie imediat sau în timpul războaielor, când informația era proaspătă și documentele despre care am vorbit mai devreme nu fuseseră distruse, fie ulterior când dacii au început să joace un rol extrem de important în Imperiu. Să nu uităm că spațiul tracic a dat o grămadă de împărați Imperiului Roman, chiar și după ruperea în două, Justinian, marele reformator al Imperiului Bizantin, era Trac. Constructorul Bisericii Sfânta Sofie era Trac. Din păcate ne apropiem de final. Vă rugăm să ne spuneți ce proiecte mai aveți pentru Vatra Dacii, pentru că înțeleg că e foarte important să avem arheologie. Trece iarna, ne apucăm de treabă. Acum pe 21, vinerea viitoare, avem o conferință la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Începând cu ora 18:30, va dura cam 3 ore, intrarea este liberă. Vom prezenta public proiectele arheologice acolo, pe lângă editare de cărți și celelalte pe care le avem în plan. Îi așteptăm pe toți să vină alături de noi, sunt foarte importante. Deja peste o lună începem scanările la Hândrești, primul mare proiect de anvergură. Este necesar să ne implicăm în toate modurile posibile, de la voluntariat pe șantier până la susținere financiară, pentru că sunt proiecte costisitoare. Și acolo, în cadrul conferinței, vom prezenta și imagini de pe teren. O să fie foarte interesant. Noi anul ăsta
vrem să începem să facem ce nu s-a făcut până acum. Minunat. Deci, în concluzie, aveți nevoie și de sprijin financiar și de voluntariat absolut, și inclusiv gânduri pozitive. Vrem să trecem de la stadiul de discuții pe internet și like și share și vai ce bine e sau ce rău este, la acțiune concretă. Pentru minunat, că fără ea facem nimic. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisie. Mulțumesc și vă mai așteptăm. Invitație, cu drag. Dragi prieteni, da, cu drag. Dragi prieteni, vă mai așteptăm și la edițiile viitoare ale Tainelor Vieții. Un weekend excelent. Vă urez și cele bune.